Bună seara tuturor! Pentru că așa mi s-au oferit 20 de minute pentru astăzi, ce este foarte complicat pentru mine să mă încadrez în 20 de minute, dar măcar am opțiunea să stau în fața calculatorului și să folosesc o din asta, cum îi spune, o fițuică, da? Deci mi-a făcut niște notițe ca să mă asigur că mă încadrez în cele 20 de minute care mi s-au oferit și astfel să pot să transmit acel mesaj scurt al meu, așa cât pot eu de scurt, măcar în esența lui, un mesaj legat de Dotera, ce este pentru mine Dotera, cum trăiesc eu Dotera, cum simt Dotera, cum fac eu Dotera și care, la final, dacă vreți, care este îndemnul meu către voi toți în această zi, da, numită, ea intitulată Business Day. Și trebuie să spun din start pentru mine, Dotera nici astăzi n-a devenit business, este efectiv un mod de viață și sper din mesajul meu de astăzi să înțelegeți acest lucru. Eu am intrat în Dotera acum 3 ani, având un cel, un vis, un obiectiv, un scop, așa, un vis măreț, îi spun eu, acela de a ajuta pe cât mai mulți oameni să-și vindece inimile, sufletele, în primul rând, trupurile, la pachet, mințile, viețile. Asta pentru mine și înseamnă, de altfel, definiția holismului, pentru că viața, din punctul meu de vedere, nu se împarte pe bucățele și elemente, este toată întreagă și fiecare element îl impactează pe celălalt, da? Relațiile impactează sănătatea, starea de spirit și așa mai departe. Acest vis măreț nu s-a schimbat de atunci, ci doar a căpătat noi dimensiuni și nuanțe. Cum, de ce și cum am ajuns eu să trăiesc profund această dorință este practic o poveste lungă, ce se întinde așa pe mulți ani, dar esența ei, pe scurt, este redată, da, foarte bine prin cuvintele lui Platon, spuse încă acum 2000 și ceva de ani în urmă, căutând binele altora, îl găsim pe al nostru. Sau mai exact, traducerea, da, inițială ar fi căutând fericirea altora, o găsim pe a noastră. Și la urmă urmei, fiecare dintre noi, în final, în viața asta, dincolo de rancuri și de altele, asta ne dorim cu toții, da? O anumită stare, aia de împlinire, aia de fericire. Mai ales în aceste vremuri așa pe care le trăim acum cu toții din plin, când practic toate în jurul nostru par așa că se prăbușesc și suntem tot mai mult provocați în toate sferele vieții noastre. Contribuția noastră, cea pe care o putem face noi, oamenii, da, din Dotera, folosind toate instrumentele pe care le avem deja în mâinile noastre, din punctul meu de vedere, capătă o tot mai mare valoare. Sănătatea, starea de bine, relațiile, resursele financiare, chiar și liniștea sufletească, dacă vreți. Chiar cred că toate pot fi impactate într-un fel sau altul prin instrumentele pe care le oferă Dotera. Deci instrumentele sunt. Doar că instrumentele în sine, uleiurile esențiale, planul de compensare și toate restul, ca oricare alte instrumente și unelte de pe lumea asta, așa, de sine stătător, ele sunt neutre. Da? Și ele rămân neutre până când nu sunt utilizate de un om, da? De o conștiință, de un om. Un topor poate să stea degeaba, dar poate fi folosit atât la, nu știu, la tăiat capuri sau poate fi folosit la tăiat lemne. Da? Deci ceva pozitiv, ceva negativ sau chiar nimic. Ce se va întâmpla cu acel topor, practic, ține de omul care va pune mâna, da, pe acel topor, pe acel instrument. Noi, oamenii din Dotera, suntem cheia, nu doar din Dotera, în toată lumea asta, noi suntem acea cheie și acel factor principal care face diferența, da? Care construiește viitorul, care construiește prezentul, care construiește realitatea. Noi ne-am obișnuit atât de mult să ne subestimăm, da? Prea mult să ne subestimăm acea putere care stă în noi, acea scânteie de creator din noi. Ori noi chiar avem, fiecare dintre noi, avem puterea de a schimba lumea, așa cum spune Dotera, picătură cu picătură, om cu om, comunitate cu comunitate. Și tocmai din acest motiv, cred eu, nu întâmplător, a ales Dotera anume network marketingul, da, mă rog, față de alte metode pe care putea să le leagă, pentru a-și promova și distribui uleiurile esențiale și produsele. Dar mai ales, cred că a ales Dotera network marketingul și nu altă metodă pentru a-și putea transmite mesajul pe care îl poartă.
da, în lume. Noi, oamenii din doTERRA, fiecare dintre noi, prin ceea ce facem zilnic, impactăm într-un fel sau altul planeta asta. Ca să te convingi, este suficient să-ți amintești de cum ai ajuns tu personal în doTERRA. Ei, și aici, întotdeauna sunt convinsă că la fiecare dintre voi există câte o poveste întreagă legată de un anumit om sau de un grup de oameni care, da, au împărtășit, da, care, la fiecare dintre noi, care ne-au împărtășit acea primă picătură de ulei esențial, acea primă sticluță de ulei esențial, care ne-au împărtășit o experiență uleioasă, care ne-au împărtășit niște cunoștințe, ca niște surse de informare, care ne-au adus, practic, dacă vreți, toată magia asta în viața noastră, în viețile noastre și în casele noastre. Pentru unii asta poate merge chiar mai departe, da? Un anumit să, da, să fie legată povestea asta de un om sau o comunitate care v-au deschis întregi uși noi sau porți noi către o nouă filosofie de viață, către o nouă abordare, da? Către o nouă viziune asupra sănătății, asupra, da, nu știu, sufletului, vieții în general. Și mai bănuiesc, sau cel puțin așa sper, că fiecare dintre voi, fiecare dintre noi, că mă includ și eu aici, simțim recunoștință când ne aducem aminte, da, de această poveste, de acest, cum am ajuns noi aici, că simte recunoștință pentru aceste daruri și pentru aceste cadouri, da, pe care le-am primit. Și acum aș vrea așa să vă întreb, da, să vă provoc, să vă întrebați, da, voi pe voi, dacă știm, da, că avem în mâini cu adevărat aur, da, că avem aceste daruri, că avem aceste cadouri, că avem aceste instrumente, că ai cele mai bune uleiuri esențiale din lume, că ai cel mai bun plan de compensare din lume, care poate schimba în multe feluri și sensuri viețile altor oameni, care ție ți-au schimbat la urma urmei viața complet și sunt convins, altfel nu ați fi fost astăzi aici dacă nu era impactată deja într-un fel sau altul viața voastră. Și întrebarea mea sau provocarea este, de ce să nu povestim altora despre asta? De ce să nu spunem tuturor despre asta? Da? Așa, fără oprire. Dacă aveți astăzi încredere deja în uleiurile esențiale doTERRA pentru că le-ați trăit, v-ați lămurit și poate ați și experimentat deja beneficiile planului de compensare doTERRA. Cum e mesajul doTERRA pentru voi? Da, nu știu, Healing Hands, Co-Impact Sourcing și așa mai departe. Cum sunt oamenii doTERRA pentru voi? Pentru mine și asta a fost un mare, da, wow, să fac cunoștință, să-i aud, să-i simt, să aud mesajul David Sterling, Dr. Hill, Emily Wright și așa mai departe. Deci tot ce înseamnă, da, doTERRA și tot ce transmite și tot mesajul ei. Eu aici pot să vă spun pe scurt că la prima convenție la care am fost, la care am participat și plecasem, recunosc, detașată, așa, fără niciun fel de așteptări, adică era doTERRA pentru mine așa încă un punct neutru, da? După prima rundă de speech-uri, ieșind afară, având deja ochii în lacrimi, ieșind cu Cătălin afară, prima frază pe care a scos-o, da, pe gurița lui a fost: da, vrăjeala asta este bună. Pentru că tot ceea ce văzusem așa pe YouTube, într-adevăr, părea, da, e prea frumos să fie adevărat. Și atunci când înțelegi că este adevărat, că vrăjeala asta e pe bune. Și mă întreb, de ce să nu ducem mai departe la toți cei care așteaptă disperați, cu adevărat așteaptă disperați toate aceste instrumente și mai să și fie învățați să le folosească. Ei, din momentul ăla sufletul meu s-a aprins și mai tare, da, după acea convenție. Eram și așa aprinsă, dar ăla a fost așa un soi de încă un punct de aprins. Și o să revin încă o dată la întrebarea mea de mai sus. De ce atât de mulți oameni la ora actuală, pentru că sunt foarte mulți oameni, suntem peste 10 milioane la ora actuală, da? Atât de mulți oameni deja impactați în cele mai diverse moduri, prin doTERRA, prin comunitățile lor, nu duc mai departe, da? Nu aleg să ducă mai departe altor oameni ceea ce au primit ei la rândul lor. Sau sunt și mulți care vor să ducă, încearcă, dar nu întotdeauna reușesc. V-ați întrebat, apropo, vreodată de lucrul ăsta, de ce unii reușesc în doTERRA să întoarcă munții, da? Și să construiască, da, organizații și structuri efectiv imense, da? Și să inspire și să motiveze pe... și alții, chiar dintre cei care își doresc să construiască, nu reușesc, mai nimic sau au rezultate foarte, foarte mici în sensul ăsta.
Sau dacă vreți o să pun o întrebare mai exactă, da, mai concretă decât atât. Cei care reușesc, așa cum credeți voi, cei care reușesc să întoarcă munții, da, în dotea și să obțină, da, ceea ce dintr-o parte este definit ca și succes în dotea, fac ceva deosebit sau sunt într-un fel anume? Da? Deci fac deosebit sau sunt deosebiți? Fac ceva special sau sunt ceva special? Cum credeți și cum simțiți voi? E vorba despre mai mult despre niște pași, exact, de urmat, niște rețete, de implementat, sau mai mult despre un mod de a fi, da? Un mod de a simți, de a trăi. În general, în viața asta, majoritatea oamenilor au ajuns să creadă, în general așa, da, că mai întâi trebuie să aibă ceva, după care să facă ceva cu ceea ce au, da? Adică ce? Cu ce au? Cu, nu știu, bani, timp, talente și așa mai departe. Întâi trebuie să le, eventual trebuie să te naști așa cu de toate și cu o linguriță de aur în gură, da? Ei, și ca la final să devină ceva, da? Să fie ceva. Întâi să aibă, să facă și abia la final să devină ceva, să fie ceva. Ori formula exactă, și eu chiar cred, și nu povestesc acum din, da, teorii și cărți, ci din propria experiență, trăire, rătăcire, dacă vreți, la un moment dat, da, după niște ani. Și știu asta sigur, că întâi ești ceva, întâi devii ceva, întâi se naște ceva, da, din interiorul tău, se schimbă acolo ceva. Cu acel ceva din interiorul tău faci ceva, iar în rezultat și în consecință firească vei primi ceva, vei avea ceva. Și la ce mă refer când spun la acel a fi, la acel a deveni, a fi și a deveni, da, la acel sunt întâi ceva, mă refer la fix dimensiunea noastră interioară. Cum suntem noi acolo, da? Din interiorul nostru, câtă încredere avem, câtă pasiune avem, cât entuziasm avem, câtă motivație interioară avem, cât ne este inima de aprinsă când ne gândim la ceea ce facem, la activitatea noastră în dotera la urma urmii, la viața noastră, la nu știu, ce abilități am dezvoltat în noi. Orice rezultat în viața noastră, orice manifestat în exterior și în realitatea vieții noastre, indiferent din ce sferă vine, este întotdeauna o urmare directă și firească a schimbării conștiinței noastre, personalității noastre, trăsăturilor noastre, caracteristicilor, dimensiunii noastre interioare. O să vă încerc să vă dau o analogie așa, să vă imaginați un copac cu rădăcini, da? Cele care stau sub pământ și nici măcar nu se văd. După aceea avem, da, trunchi, ramuri, frunze, roade, fructe. Fructele și frunzele alea, ceea ce vedem, sunt rezultatele deja finale, da? Deci cele care se văd așa din afară. Ei, în viață putem să spunem că asta, da, cele fructe ar putea fi sănătatea, relațiile noastre, da, cum e situația în familie, situația financiară, rancul, îndotera și așa mai departe. Cum vor fi și vor arăta toate astea, da, toate fructele astea, toate roadele astea, toate rezultatele astea, depind întotdeauna de ceea ce există la rădăcina acelui copac. Da? Ce fel de sevă se creează și curge pe acolo, da? Și de acolo. Orice schimbare reușim să facem în noi, profund, acolo, la rădăcini, adică în noi și în interiorul nostru, întotdeauna se va manifesta mai devreme sau mai târziu în exteriorul nostru, în realitatea noastră, în viața noastră, în toate sferele ei, inclusiv în ceea ce înseamnă succesul în dotera. Cum se fac aceste schimbări? O să sună banal de simplu, da? Aiuritor de simplu. Informare, cunoaștere. Informare și cunoaștere. Totul întotdeauna pornește de la informații. Informații, nu pur și simplu informații de goale, ci informații care sunt adânc cugetate, conștientizate, practicate și care practic reușesc într-un final să transforme viziunea noastră asupra lumii. Da? Viziunea noastră asupra activității dotera, viziunea noastră asupra vieții în sine, dacă vreți, asupra nouă înșine. Rolul nostru în dotera, și eu chiar cred în asta, da? Chiar cred că rolul
În esență, cel mai important rol al nostru în doTERRA constă în a educa și a transmite mai departe cunoștințe și informații și experiențe, da, personale, adică practic informații cugetate, practicate și trăite dincolo, da, sau împreună cu uleiurile esențiale. Într-un fel sau altul, noi suntem niște învățători, dar nu putem să învățăm pe alții ceea ce noi nu știm. Și nu putem să îndemnăm pe alții să facă, să trăiască, să experimenteze ceea ce noi nu trăim și simțim. Și noi vă putem niciodată să inspirăm pe alții și să-i motivăm pe alții dacă noi ducem. Noi singuri suntem goi de inspirație, pasiune și motivație, dacă încă n-am reușit să aprindem în noi becul ăla. Și dacă ne întoarcem la cunoștințe, despre ce fel de cunoștințe și informații vorbim? Sau despre ce fel de inspirație și motivație? Ce fel de valori și idealuri? Din punctul meu de vedere, răspunsul este foarte simplu. Cele pe care le deținem noi. Cu cât mai mult cunoaștem uleiurile esențiale, cum funcționează acestea, cu atât mai mult vom putea transmite altora. Cu cât mai multe experiențe personale avem, cu atât vom avea mai mult de împărtășit din toate acele experiențe, fie că sunt cu noi personal, fie că sunt cu, da, cei apropiați. Cu cât mai mult ne aflăm în acest proces de autoperfecționare, autodescoperire, autocunoaștere, autorealizare, de creștere personală, cu atât vom reuși mai mult să ajutăm și pe alții în acest proces. Cu cât creștem mai mult noi, cu atât reușim să creștem mai mult și pe alții. Cu cât ne împuternicim pe noi înșine mai mult, cu atât vom ști și vom reuși să împuternicim pe alții. Este aiuritor de simplu. Ba chiar în esență, până și planul de compensare doTERRA, dacă vă reușiți să-l cugetați așa dintr-un alt unghi de vedere, dintr-un alt punct de vedere, vă sugerează lucrul ăsta. Puteți să vă gândiți așa un pic, ce înseamnă rangul, da, de diamant, de exemplu, da, un diamant. Și când te gândești separat diamant așa neutru, pare wow, ce greu e, da, ce departe e diamant. Se simte cumva greu pentru marea majoritate. Când schimbăm un pic fraza, da, și viziunea, așa cum zice și planul de compensare, ce ai de făcut? Să ajuți 4 oameni și atât, 4 oameni, să devină ei la rândul lor silvă. Pot să fac o paranteză aici așa iarăși despre experiența mea personală. Focusul meu de la bun început n-a fost niciodată vreun rang. Întotdeauna a fost de a ajuta pe alți oameni. Întâi 4, după aia erau, când am devenit un diamant, a fost să dacă reușesc să ajut măcar pe alți 10 oameni. La mine era chiar mai complex de atât, să fie 10 familii, da, de diamanți fericiți și împliniți. Între timp cifra aia s-a schimbat cu 100, da? Ei, și prezidentul ăla, bineînțeles că s-a întâmplat, a venit ca o consecință firească, fără prea multă bătaie de cap. Cum sună să înscrii, să înrolezi câte 5 oameni în fiecare lună? Bineînțeles că sună așa greu, dar cum sună să ajuți 5 oameni în fiecare lună să-și îmbunătățească ceva în viața lor, orice? Somn, emoții, relații, stare de spirit, în orice sens crezi că poți să-i ajuți tu, pentru că sunt convinsă că într-un fel sau altul fiecare putem. Acest proces de creștere și învățare este infinit și continuu. El nu se încheie practic niciodată, pentru că întotdeauna va fi ceva de îmbunătățit și perfecționat la noi înșine. Viața însăși ne oferă zilnic noi și noi situații și evenimente prin care suntem practic provocați și invitați să mai învățăm ceva și să creștem. Socrate are două expresii extrem de valabile și în ziua de astăzi. Sensul cărora, dacă l-am înțelege profund, ne-am schimbat complet atitudinea față de viață și față de noi înșine și față de doTERRA, cred. Una este așa: ignoranța este cauza tuturor suferințelor umane, și o altă expresie a lui: eu știu că nu știu nimic. Adică, pe de o parte, singurul vinovat și responsabil pentru tot ce avem sau nu în viața asta suntem tot noi, sau mai exact, dimensiunea a ceea ce știm sau nu. Și pe de altă parte, o conștientizare extrem de importantă, cred eu, că este aia că învățatul ăsta, învățarea și cunoașterea nu se termină niciodată. Procesul ăsta de creștere este o spirală infinită. Mereu vor fi noi și noi dimensiuni de aflat și de descoperit. Dar dacă nu avem această smerenie, să zic, în noi, evident că ne vom închide singuri ușile în fața noastră. De unde să începem? Bineînțeles, în contextul doTERRA, toată informarea și cunoașterea asta pornește de la uleiurile esențiale. Adică măcar asta elementar, să avem suficiente
da? Cunoștințe despre, și experiența despre uleiurile esențiale pe care să le transmitem mai departe. Atenție, încă o dată, nu doar teorie, nu trebuie să devii mare aromaterapeut ca să pricepi uleiurile esențiale. Da? Și mai multe experiențe, mai multă practică. Cred că cel mai important pas în acest proces de creștere ulterior, da? Deci după ce ne-am lămurit cu uleiurile esențiale, când începem cunoașterea și aia personală a noastră, cred că primul pas vine de la a găsi acel buton de motivație personală. Spune doTERRA, povestește mult doTERRA și oamenii din doTERRA despre your why, da? În engleză. Și accentuez încă o dată, vorbim aici despre motivația cea personală, a ta proprie, aia care îți aprinde ție personal butoanele din interior. Nu ce ai indusă de alții, da? Nu ce vrea sistemul, nu ce vrea altul, da? Mama, soțul și alții și așa și mai departe. Ce efectiv vrei tu personal cel mai mult și mai mult în viața asta? Ei, și uite, deja aici presupune practic o întreagă călătorie, da? Să începe o întreagă călătorie către tine însuți, în tine. Să te cunoști pe tine însuți. Și asta e foarte greu, asta e un proces foarte greu. El sună simplu, aiuritor de simplu, dar e un proces greu. Să ajungi să descoperi ce te mișcă, da? Ce îți dă foc la ghete, cum spun eu, pe tine personal. Dacă vei reuși, și asta nu depinde decât de tine personal, să aprinzi cu adevărat acel bec interior, acea flacără de motivație, acea pasiune, acea sursă de energie interioară, vei fi ca un motor de neoprit. Și motivația asta interioară se naște întotdeauna, din punctul meu de vedere, dintr-o, și nu doar din punctul meu de vedere, dintr-o viziune, dintr-o idee. Una care e dincolo de lucruri și obiecte. De altfel, cu cât mai mare va fi acest vis, această viziune, această idee, cu atât mai mare va fi motivația și energia ta. Dacă doar rank de dragul rankului sau bani de dragul banilor și atât, eu personal chiar cred că nu sunt suficiente pentru ca o mare pasiune și flacără să se aprindă în noi. Din punctul meu de vedere, rang de dragul rankului e ceva ce se stinge, e foarte greu de atins acel rang și e ceva ce se poate stinge foarte ușor imediat ce rankul ăla este obținut. Eu sunt Presidential Diamond de mai bine de un an, confirmat lună de lună. În esență, scopurile legate astea de lucruri și material, da, și materie, adică de carieră și de bani, să-i spunem așa, au fost de mult îndeplinite. Și în principiu, logic așa, aș putea să mă retrag, da, nu sunt atât de nesătulă, da? Dar tocmai pentru că motivația mea interioară, acea idee și acea viziune este dincolo de business-ul, da, doTERRA, eu simt că abia acum pot să fac mai mult decât tot ce am putut să fac până acum, da, tocmai cu toate aceste noi circumstanțe și condiții și instrumente pe care le-am la îndemână. Motivația mea interioară este, într-un fel pot să spun, cariera sufletului. Ori asta nu se termină niciodată sau se încheie atunci când se termină viața asta. Și știu, în interiorul meu profund simt lucrul ăsta, că cu cât mai mulți oameni reușesc să-i ajut și îndrum pe acest drum al creșterii, da, lor personale, da, la rândul lor, al împuternicirilor, cu atât cresc eu mai mult. Pentru că fiecare om e diferit și alături de fiecare, în relație, da, cu fiecare, sunt întotdeauna noi și noi dimensiuni de descoperit, de învățat, de practicat, de experimentat. Nu întâmplător, John Challenge e unul din părinții network marketingului, așa, în cartea lui Cum să fii cel mai bun în MLM, după ce a făcut cunoștință cu network marketingul, chiar în aceeași zi, el a și scris după aia, a împărtășit în cartea lui în felul următor și practic o să vă citesc din un fragment. Da, imaginați-vă după prezentarea lui așa seara, da? Nu mi-am putut scoate cercurile din cap în drum spre casă. Am fost atât de impresionat încât eram gata să explodez. N-am mai fost așa de entuziasmat în toată viața mea. Adevărul este că pentru prima dată în viață mi se prezentase un sistem de afaceri care mi se părea complet și închegat. Aici era vorba despre o cale de a obține tot ce mi-am dorit în viață, ajutându-i
pe ceilalți. Sistemul se bazează pe faptul că succesul personal este direct proporțional cu nivelul serviciului, slujirii, da? Și ajutorul acordat celorlalți oameni. Incredibil! În acea seară m-am întins în pat și privind tavanul, mi-am imaginat afacerea ca pe o uriașă fereastră deschisă tuturor posibilităților. Un sistem care mi-ar permite să devin cea mai bună persoană generată de mine însumi și să fac cea mai mare schimbare în viața oamenilor, așa cum eu mi-am dorit toată viața. O noapte întreagă am căutat un scop, analizând problema pe toate părțile. Spre dimineața a apărut soarele și odată cu el și soluția. Scopul vieții mele este, înainte de a muri, aș vrea să am 1 milion de prieteni. Dragii mei, mulți mă întreabă și pe mine personal, ce să fac să devin Presidential Diamond, cu accentul pe ce să fac, care e cheia succesului, care sunt cei 132 de pași simpli către succes. Și întotdeauna, bineînțeles, se așteaptă ca și răspuns să fie să le povestesc o serie de pași sau de acțiuni sau de tips and tricks sau de idei de făcut și de îndeplinit. Eu niciodată n-am ascuns ce fac. Împărtășesc cu drag tuturor ce fac. Eu doar că nu cred în pași și acțiuni. Nu este filozofia mea și nu este credința mea legată, da, de doTERRA și de succesul în doTERRA, dacă vreți să numiți așa. Eu sunt convinsă că vei ști singur și vei găsi singur care să fie acei pași și acele acțiuni pe care să le faci, dar aliniate cu interiorul tău în diferite perioade ale vieții tale. Dacă eu formulez și povestesc pas cu pas exact ceea ce am făcut, dar tot ceea ce împărtășesc, toți acești pași și toate aceste acțiuni contravin la ora actuală sistemului tău de valori și de credințe pe care l-ai astăzi, sau mai banal, nu vei avea aprinsă aceeași motivație interioară pe care o am și eu aprinsă, atunci simplu nu vei urma acei pași. Da? Sau dacă vei încerca să-i urmezi, tocmai fiind nu neapărat ceva firesc pe care îi face, acei pași, acele acțiuni nu vor aduce rezultatele pe care le aștepți. Întrebarea mai bună din punctul meu de vedere, și să nu credeți că eu nu mi-am pus la rândul meu acum 10-15 ani aceeași întrebare, da? Și eu puneam aceeași întrebare, ce faci, ce faci? Ori astăzi știu sigur că cea mai bună întrebare pe care poți să o pui, indiferent, nu doar vorbim despre doTERRA, în orice zonă, da, de orice afacere sau activitate, nu e ce faci, este ce sau, mai bine zis, cine trebuie să devin ca să urmeze în consecință și un Presidential Diamond. Și probabil ar trebui în încheiere așa să mai adaug atât. Acel devin nu e undeva, știu că mulți s-ar putea să cădeți în capcana asta, nu e undeva în afară și eventual imposibil de găsit. Da? Nu am nu știu ce talent, nu am din aia, nu am. Dragii mei, toată această putere, această fărâmă de divinitate creatoare, acest creator mic acolo, da? Această semință, este deja în fiecare dintre noi, în fiecare dintre voi. Noi nu avem decât în procesul ăsta pe care am încercat pe scurt să vi-l descriu astăzi, să descoperim acea semință, să udăm acea semință în interiorul nostru. Și asta este de fapt acea creștere personală. Să descoperim semința și să o udăm, să o scoatem în afară. Ei, și ulterior, după ce reușim pas cu pas, da, să facem lucrul ăsta, să și ajutăm pe alții, pe cei din jurul nostru, să treacă prin același proces, să crească ei la rândul lor, să-și împuternicească viața. Atât pe astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru răbdare și vă urez succes tuturor!